O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Povești de vară abordează un alt subiect rareori atins în literatură și îl disecă cu intensitate crudă și elocventă. Un clasic neașteptat. Autentică și vie, narațiunea sensibilă și sugestivă a lui Kawakami o face remarcată ca un incredibil talent literar. Heaven, romanul autoarei japoneze Mieko Kawakami, este o poveste de o mare profunzime psihologică despre violență și puterea solidarității. Protagonistul cărții este un băiat de 14 ani supus bullying-ului de către colegii săi, din cauză că are un defect de vedere. În loc să riposteze, el se resemnează și se retrage într-o suferință mută. Singura care înțelege prin ce trece este colega lui Kojima, supusă și a unor tratamente similare din partea propriilor călăi. Oferindu-și unul altuia alinarea de care au nevoie în clipele grele prin care trec, cei doi tineri prieteni devin tot mai apropiați. Dar, în fond, care este natura unei prietenii născute din pură teroare? Scris cu o mână sigură, dar și cu multă tandrețe, plin de observații fine, acest roman este încă o dovadă uimitoare a talentului de necontestat al lui Mieko Kawakami, una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.